din curia. În bucătăria sănătos de mici. Pentru mici ne va trebui și un sos. Bine ați venit în bucătăria sănătos de mic. Eu sunt șef Filip și astăzi voi prepara un sos de iaurt. Să vă spun ingredientele. Avem nevoie de ingredientele acestea: puțin ulei, iaurt, sibulet, e un cuvânt ciudat, lămâie, puțin piper, puțină sare, a mai și rămas puțină. Acum să începem să gătim. Desfacem iaurtul și îl punem în castron. O să vă zic când e mâncă, da? O să ne ca să scot iaurtul. Am scos iaurtul. Acum o să tăiem sibuletul. E tot o ceapă. Am tăiat sibuletul. O să-l pun în iaurt ca să facem sos. Și acum o să amestecăm. Adaug și puțin ulei de măsline. Este cu grăsimi sănătoase. O să punem lămâia. Am stos lămâia. Și acum o să pun puțin piper. Doar foarte puțin. Acum pun și puțin sare. După ce amestecăm, o să vedem cât de bun a ieșit. A ieșit grozav! Mie cel mai mult sosul acesta îmi place cu mici. Dar puteți încerca și alte combinații, cum ar fi castraveți. Eu un castravete și lămâi în sos. Să gustăm! E foarte bun! Ne vedem și data viitoare în bucătăria sănătoasă de mic. Vă ce combinații v-ar plăcea? Ne puteți răspunde în comentarii. Pa!